Codul rutier nu este foarte clar în ceea ce privește folosirea centurii de siguranță de către pasageri și în special de către pasagerii minori. Din 28 septembrie însă regulile se vor schimba, căci ordonanța de guvern numărul 21/2014, publicată în Monitorul Oficial încă din luna august, instituie noi obligații pentru șoferi. Mai precis, aceștia vor trebui în primul rând să-și informeze pasagerii cu privire la obligația legală de a purta centura de siguranță în timpul circulației pe drumurile publice. Totodată, șoferii vor avea obligația să se asigure că pe timpul conducerii vehiculului minorii poartă centurile de siguranță sau sunt transportați numai în dispozitive de fixare în scaune pentru copii omologate. Este vorba despre scaune speciale prevăzute cu sisteme de fixare și asigurare gândite pentru confortul și siguranța celui mic. Scaunele se fixează de bancheta din spate cu ajutorul unor centuri speciale sau acele de siguranță a mașinii. Scaunele destinate copiilor sunt de mai multe tipuri, fiind adaptate în funcție de vârsta și greutatea celor mici. Mai mult, chiar din 28 septembrie va fi interzis transportul copiilor în vârstă de până la 3 ani în autovehiculele care nu sunt echipate cu sisteme de siguranță. Excepție de la această regulă vor face autovehiculele destinate transportului public de persoane, precum și taxiurile, dacă în acestea din urmă copilul ocupă orice alt loc decât cel de pe scaunul din față. Șoferii care nu se vor asigura că persoanele minore poartă centură de siguranță sau sunt transportate în dispozitive de fixare în scaune pentru copii omologate, vor primi 3 puncte de penalizare. Aceeași sancțiune se va acorda și pentru nerespectarea dispozițiilor privind transportul copiilor în autovehiculele care nu sunt echipate cu sisteme de siguranță.